Acolo. Domnul Dorel. Da. Noi am pornit în expediție, dar ai zis că să-ți faci roata de rezervă. Nu, roata. Avem o roată care e mai mare, un picuț și... Și... Aici, la vulcanizare, băieții ăștia mi-s prieteni și... Spun că vreau să dea jos să facă ca lumea. Aici, la Florești, așa-i? Exact. No, cum e? A rezolvat cu pana? Da, am rezolvat pana. Da, o găsi până la urmă, urmei porul. Da, cineva i-a dat un act de gămălie, un act de țidincă. Du-te, mă, în roată, pe roata din spate. Mai pățești în viață, multe. Nu-i probleme, e problema că suntem bolnavi, domnul Cristi. Așa. O pană. Ăștia de la vulcanizare ce-ar mai lucra dacă noi ne-am avea pe ei. Așa. Foarte greu să ieși de aici, așa-i? Poți ieși după ăla cu camion de mare, nu? O să ies. Da. Ce vrei să facem, domnul Cristin? O odiaie românească până ea continuă? Nu fă românească, că ți-a carnetul. E carnetul. Las că ți explic eu cu românească imediat. După ce închid. Păi se vede, adică se vede. N-are nimic că s-ar vedea. Dorel, m-auzi? Aia e muncă. Că, nu? Lasă-te că dăm după ce plecăm de aici. Zic că ne punem în mișcare, zici că? Ne-am oprit să alimentez? Avem motorină, dar mai băgăm ochii să fim siguri. Acum am alimentat domnul Cristinel și plecăm. Ne-am pus în mișcare. Hai să călcăm un camion de baloți. Așa. Domnul Mihai de la Turda i-a dat ceva bani. Așa, vrem să facem un gest umanitar. Așa. Și duce la ceva o familie mai săracă sau o familie de oameni mai în vârstă, sus la Mărișel. Probabil, nu știu. Exact. Are ceva vaci. Eu nu știu la cine mergem. Dar o să vedem. Domnul Dorel, noi îți mulțumim tare mult pentru implicare. Acum am vorbit cu tine din prima... Nici nu am apucat să zic bine propoziția și mi-ai și spus, face... Mi-ai și spus. Transportul, tot ce da. Domnul Mihai ne-a ajutat prietenul nostru de la Turda și el. Așa. Noi avem aici... Noastră, iară, domnul Cristian. Noi avem o sumă de 10 milioane, din care cu 6 milioane încercăm să umplem... Mașina de baloți. Cred că reușim mai ieftin astăzi. Așa. Și restul de bănuți care ne rămân, o să împărțim în două, da. 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 Și baloții de la fel, nu? Așa. De la doi oameni. Așa. Una peste alta, domnul Dorel, una peste alta. Asta ce înseamnă? Noi încercăm să ajutăm oameni. Da, oameni care și doresc să muncească. Așa. Dacă n-au animale și nu doresc să muncească. Deci de ele ne suntem zătui, domnule. Așa. Deci eu zic că asta e o chestie foarte frumoasă, nu? Un pic de sprijin. Da, domnul Cristian, ca să faci bine nu te bate Dumnezeu, să faci rău te bate Dumnezeu. Domnul Dorel, ce am să întreb? Cu o jumătate de mașină la unul și cu o jumătate la altul. Să zicem omul are două văcuțe. Cât timp se poate gospodări cu jumătate de mașină de baloți, de luternă, la două văcuțe? La două văcuțe. Cât timp îi ajunge? Nu știu cât dă, domnul, un balot și ceva pe zi, doi baloți, depinde de, nu știu, fiecare. Dacă îi dă un pic de obruc, le ajunge un balot pe zi. Așa, și... Dacă nu, nu. Fiind 50 de baloți, Câți baloți o să încap aici pe ăsta? 100. Deci o să luăm 100 de baloți, așa? Da. Și 50 îi ducem la un familie și 50 am înțeles altă parte. Așa. Unul are cai, doi cai și unul are două vaci. Da? Da. Exact. Deci se poate gospodări aproape două luni, așa? Exact. Nu știm unde plecăm, ne zice ceva prieten de-a nostru de la Mărișel, domnul Dorin. Așa. Am vorbit cu domnul Dorin. O să-l sunăm imediat să-l... Când o să fim nu mai știu exact numele lui din familie. Dar nu contează, Dorin prietenul nostru.
Florin prieten, rostul știi că zic ăștia Mărișel Javra. Apoi restul nu știu, aia porecla lui. Nu se supără dacă ne aude domnul. Nu se supără. Nu. Toți avem acolo, fiecare câte o poreclă. Câte o poreclă. Deci aia e Javra, da, aia e porecla lui. E, da, știi cum îi zic ăștia de la Brut la Necostel? De unde? De la Brut. Nu. Chiki. Cum? Chiki. Chiki? Chiki Chan. Se poate. E, da, știi de ce? Nu. Că-s care multe episoade. Exact, bravo, ai dreptate. Da. Nu, domnul Costel. Da, deci el Chiki. Chiki ești, domnul Itam. Chiki Chan. E, da, eu știu. Multe episoade pot să avea. E, da, fii atent. Eu știi cum am... Știi ce poreclă am pus eu lui? Dar nu i-am... Eu nu i-o zic, nu i-am zis-o așa. I-am zis o dată în filmare. Vinea Agale pe deal. Dacă ții minte episodul ăla. Nu știu dacă l-ai văzut cu ușile. Nu l-ai văzut? Ha? Nu l-am văzut. Vinea cu ușa în spate. Păi se pune ușa în spate. Am într-o zi l-am văzut într-o poză frumoasă cu caii, cu o bondă în spate. Păi dacă tu zici așa, hai să punem ușe. E, dar nu că era cu ușa în spate. Dar știi cum i-am zis că era ușa în spate? Pe cală. Pe cală? Bună treabă, domnul. Nu se supără domnul Costel, prietenul nostru. Oricum, el, fii atent. El e, domnul Costel, el e prietenul nostru și el e omul care găsește... Cu care se poate glumi. Da, și el e omul care găsește porecle la tăți. La tăți de găsire. Înțelegi cum zic? Nu contează negustor sau ăsta, orice ai fi. Îți găsește poreclă. Știi? Am înțeles. No. Deci, Chiki Chan. Chiki Chan, da. Băieții de la Brut. Salutăm pe domnul Dan Bexa, pe prietenul meu. Da, un băiat. Un băiat deosebit. Da. Pe domnul părinte Avram. Da, și el e un prieten fain. Pe domnul Ștefan. Așa. Pe domnul Nicușor. Domnul Ștefan e domnul cu barbă, știi? Da, da, da. Așa. Domnul Nicușor e prietenul nostru cu iepușoarele. Da. Are una din Bruno. Iepușoarele, dacă ai văzut-o? Ai văzut-o, nu? Da, 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 da. Pe domnul Mitrus. Așa. Ba Dimitru. Exact. Ba Dimitru. Copil zice, fain și el. Domnul Mitru, nu zice Ba Dimitru. Nu, ba Dimitru îi zice, că așa i-au zis ăștia. Așa i-au zis? Da. No. Și... Ba domnul Vasile Merta, îl salutăm. Așa, de unde stă domnul Vasile? Domnul Vasile acum s-a mutat de undeva de acolo, de la Bucium, cred că stătea el. La Bucium unde? În Maramureș? Nu, a vrut, măi, omule. Acolo, ești acolo da, Bucium? Da, 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 și a plecat undeva spre Brad, Arad, nu știu exact. Am înțeles. Undeva... Ăsta nu poți să-ți amenințe nicio căldură. Că-ți vine aici avem căldură. Acolo pe domnul Tavi, de la care am luat o mânză ardeneză foarte frumoasă. Așa. Îi mulțumesc pentru ea. După aia? O grămadă de oameni. Pe domnul Augustin îl salutăm. Domnul Augustin, tot din Abrun. Acolo e lângă domnul Ștefan. Așa, așa. E lângă prietenul meu Bărbosu. Așa. Domnul Bărbosu, din câte am înțeles, el da. a pus amprenta acolo. Pe zonă, așa-i? Domnul Liviu, doctorul. Îl salutăm și pe domnul Liviu. Domnul Ciprian Mișa. Așa, domnul Ciprian. Am făcut la el. Avem un prieten acum. Da, ce băieți faini ăia. Da, deci da. O echipă, fii atent, la Brut este o echipă foarte bine unită. Domnul Cristi, salutăm. Doctor. Pe Oneciu. Domnul Brigadir. Așa. Deci toată echipa, acolo numai frața avem, așa-i? Da, este echipa da. Adevărată acolo, îmi place. Mulți crescături de cai. Hai, dar vezi că din păcate domnul Dorel, din păcate mi s-au tăiat un pic aripile. Mă refer la faptul că s-au închis târgurile. Da, avem foarte mare problemă în toată România. Avem o problemă cu târgurile pentru că nu avem unde să ne vindem produsele. Asta produse la cai, la vaci, la purci, la... Dar la orice. Tot ce are țăranul pe lângă casa lui, pe lângă gospodăria lui. Domnul Dorel, ieri a fost ultima zi de piață mică de păsări și animale mici de la Cluj. Ieri. Așa, am înțeles că a fost ceva afiș, a fost și eu până acolo cu fetița. Ce-a cumpărat un pui de iepure. Dar ce părere aveți că s-o închis și acolo? Da, aici s-a închis pe alt considerent s-a închis acum. Că există gripa aviară sau ce? Da. Mă, oare parlamentarii ăștia? Acum eu nu vreau să fiu un om răutăcios. Ei nu o prind ceva gripă, ceva. Nu au ceva gripă, oare? Nu au gripă, dar nu le-ar strica și lor un pic de gripă.
A? Nu ne-ar strica. Nu ai problema, domnul Cristi. Problema e că toți oamenii, sau majoritatea oamenilor vin de la țară și și ei tăi de acolo vin și uitați din eu pornit, domnul Cristi. Da, domnul aia Dorel, da. Mai gravă domnul, problema noastră. Domnul Dorel, problema e în felul următor. Mă, oamenii, că, oamenii mai... pariu că din ei 90% tăi de la țară pe mine. Oamenii, nu s-o născuteți în bloc. Oamenii mai mâncau eco. Acum vor să... Acum eu nu mănâncă, ce mai mâncă eco? Ca să faci cancer când ai 50 de ani. Să nu mai te bucuri de nimic. Să nu te poți bucura de pensie. Numai la 70 de ani ți-o dat pe când ești putrezit în pământ. Și nu mai de pensie. Doamne, iartă-mă, mă. No. Deci, ce ziceți? Și, piața de păsări și animale micuțe să se închidă? Să nu mai există nimic în țara asta. Păi mă, omule, mă. Dar păi mâncăm mașini, mă, uite-te, coțecuta cum asta cu mașini. Fier trebuie să mâncăm, fier. Domnul Dorel. Hă? Fii atent că fierul e mai eco ca ce e acum în supermarketuri, așa-i? Eu cred că din ea apucăm să mâncăm tablă. Da. Asta trebuia să intru. Ce văd? Am ajuns la locul cu tenior. Ne ajută doamna să ne geacă asta? Da, cum să nu? Ne căca baloții, domnul Cristinel? Și... plecăm la munte. Așa, așa. La cota 2000. Așa, bună treabă. Da. Frumos loc la munte avem noi, domnul Dorel. Da, da. Grijă. Cred că m-am cupat. Mă... Da. Domn Dorel, da, cam cât zici că putem băga pe mașina asta? Cum zici? Cam cât zici că poți încărca pe mașina asta? Baloți? A. Aproximativ 100. Bun. Ui, nu mi-a dus fucă ceva. Domnul are un fund bun. E prima casă, nu a fost plouat. Are marfă bună, domnul. Asta zic. Da. Da, domnul Dorel. Încărcăm camionul, Cristinel, în câteva minute porni. Domnul Dorel. Da. Mulțumesc pentru, că ați făcut efort pentru... Tot e mai bine am o vară, iarna decât vara, domnul Cristinel. Nu e așa cald, da? Păi nu. Ăsta e pățăr oamenii care stă vara la umbră. Ce facem noi, Cristina? Am înțeles. Domn Dorel, vă place fânul ăsta? Mie da. Bă, de când se pare un de calitate bună. Dă-mi numai doi baloți ne mai trebuie. Da, asta e. Bagă cât intră. Mai bagă acolo cât intră. Pune acolo, care nu mai desfăcut. No, domn Dorel. Bună treaba, a? Da, domnul Cristina. Treaba e bună, ne pregătim de plecare. Cât au încăput? Drum bun. Exact 100. Bun, super, fain. Domnul Cristinel ne-a pus în mișcare, am încărcat fânul, 100 de baloți și plecăm spre comuna Mărișel. Așa. Acum pornim de la, din satul Dumbrava. Dumbrava dinspre Huedin. Merim bine? Cred că, da, numai pe aici putem să ieșim, pe de acolo mai putem ieși. Am înțeles. Domnul Dorel, ne-au mai rămas, 5 milioane, da. din care noi o să împărțim în două. Exact. 2 milioane jumate la un fermier. Și 2 milioane jumate la celălalt, celălalt fermier. 50 de baloți la unul, 50 la altul. Așa. Deci, să fie o treabă bună. Îl sunăm acum pe Dorel, pe Dorin de la Mărișel, ce facem, da. Da. Și ne zice domnul Dorin unde vom merge. Așa, așa, așa. Că nu știm exact cine sunt oamenii. Eu sunt elou din Mărișel, bănuiesc, dar nu vreau să vorbesc. Așa, așa. Să vorbească domnul Dorin. Că
unde le-au găsit, el știe cine este. Bun. De la Someșurece am făcut dreapta spre Mărișel. Cum o să urmeze barajul de la... ce este a Someșu, ca Someșurece, nici nu știu cum se numește barajul ăsta. Nu contează, o să vedem barajul ăsta. Uite, aici avem un pescar care pescuiește. E la cocă? Probabil, nu mă știu, nu comentez, că nu vreau să râdă pescarii de mine. Merite, aici avem, alții pescari. Tot la cocă? Nu știu, domnul Cristi, că eu nu vorbesc ceea ce nu știu. Nu fac la cocă. La copcă trebuie să faci gaură. Probabil, nu știu, nu mă... O așteptați să tragă gheață, cred că ai? Da, nici nu mă pricep cu pescuitul și nici nu sunt curios. Așa. Și nici nu vreau să văd meserialul niciodată. Să stăm mult acolo, să ai? Să pierde timp? Mai bine pierzi timp cu găcică decât cu pește. Am înțeles, sau mai bine călătorești, nu? Mai bine călătorești. Mai bine, cum? Mai bine călătorești pe munte sau la mare decât să stai la pește. E, da, domnul Dorel, cum ai vedea tu faptul să nu poți să călătorești? E o nebunie, știi? Păi, te dilești de cap, nu știu. Nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Nu te poți gândi, știi? La așa ceva. Anul ăsta, pe iarna asta, nu te-ai îmbolnăvit deloc, știi? Nu, că eu fiecare toamnă fac vaccinul antigripal și n-am nicio treabă. Am înțeles, dar eu m-am îmbolnăvit și am stat vreo 8 zile în casă. Măi, omule! De ce nu ți-ai făcut vaccinul? Mi-am luat eu după aia medicamente dintre alea, știi? Păi și nu mai bine un vaccin decât medicamentele. Era bine dacă îmi luam eu ăla de imunitate. Păi, domnul Cristi, decât să tratezi, mai bine să previi. Așa. Am zis că poate nu mă îmbolnăvesc, dar uite-te că m-am îmbolnăvit. Nu, lasă că e bine acum, că am ieșit pe coclauri. Ce-ai? E fain aici, Cristi, aer curat. Frumos la munte. Da, uite, aici suntem în Someșucal, domnul Cristi. Îmi face mare plăcere să urc sus la munte. Suntem acum sus, pe munte. Da, auzi, Dorel, ai văzut filmul Junii Mărișelului? Da. Dar până la Junii Mărișelului am mai văzut undeva din soare, la televizor. Nu, atunci nu era în zăpadă nicăieri. Nicăieri în țară, da? Și ieri m-a sunat cineva care vrea să meargă la schi și am înțeles că pârtia de la Rieșeni nu are zăpadă. Și atunci vine la noi? Și am vorbit cu nașul meu care e din Mărișel și mi-a zis că este zăpadă. Și a venit aici. La Mărișel la zăpadă. Deci ai o țeapă. Îl sunăm imediat pe prieten. Deci aia... E vorba de Juni, de la Ușorhie. Așa. Ia uite, mai este un domn care are baloți, domnul Cristine. Aha. Deci a venit domnul Johnny în coace și el e cu cai, și ai domnul Johnny. Da, și el are ceva cai. Are aproape toate iepurile târcate de la mine. Are cai târcați, așa-i? Da. Câți cai are acum domnul Johnny? Ar trebui să dea un telefon mai bine. Da, aproximativ vreo 15 are domnul Johnny. Târcați? Nu. Târcați cred că are, dacă bine știu, 7, 4 iepe, 2 mânji de la ele, de la mine, și mai are încă o mânzuță străină cumpărată de pe la Alba, de undeva. Mai are încă 3 iepe negre de la mine, domnul Johnny. 2 sure știu că are domnul Johnny. No. Și ieri a cumpărat o mânză de la Bruno și încă o tărcată de la Mircea Ardeleanu și mai are un armăsar de friz. Ai văzut, domnul Dorel, ai văzut... În mare parte cunosc cu caierii, domnul Johnny. Ai văzut grajdul lui domnul Mircea? Lui care Mircea? Hala, ce graj fain și-a făcut. Care Mircea? Mircea Ardeleanu. A, nu l-am văzut, doar pe filmări, nu l-am văzut live. Nu, lasă că merge să vedem. Că-s curios să vedem cum și-a făcut acolo. Domnul Mircea e un băiat foarte serios, da. Și un gospodar foarte... Cu fratele lui, cu domnul Călin. Da, și lucrează domnul Mircea foarte mult teren.
pe tractor. Da, are niște epe de calitate, domnul Mircea. Foarte bune epe, domnul Mircea. Oameni ca ei nu prea mai... Tot mai rar, tot mai rar. Da, 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 da. Un gospodar, domnul Mircea. Îl salutăm cu ocazia asta. Îl salutăm cu ocazia asta. În toamnă mi-a dat ceva o văz la armăsar de super, super calitate. Aha. Sincer să fiu, nu vreau să lau pe domnul Mircea sau așa. De când de seara n-am văzut așa o văz? Înseamnă că el tot vinde? Vinde? Produce mult, acum nu știu și, cât și vinde, vinde sau îl vinde la ceva firme sau ceea ce face el dacă îl vinde la persoană fizică. Sau... Mai bine să vândă la persoane fizice, acolo la fermierii de cai, să poată să aibă băieții calitate. Nu știu, ceea ce nu știu, nu vorbesc, n-are rezultat. Am înțeles. Nu știu unde își dă el marfa, ce face cu ea, habar tot. Da, mie mi-a cerut și mi-a dat ceva de super calitate. Avea ceva o văz, nici nu știu să zic, avea o culoare galbenă. Nici n-am mai văzut culoare din aia, un galben, parcă, nu știu, spere portocaliu era, nu știu. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Și avea bobe, o văz, zici că avea bobe de crâmp, era cu crâmp. Am zis, de cea mai înaltă calitate. Acum ajungem la al doilea baraj, imediat. Acum ajungem pe barajul Tarnița. No, de acolo de jos, de acolo de jos, da. De la pod am urcat până sus la baraj. Da. Ce zici? Nu e o treabă, nu? Da, da. Ei, dar până aici am venit din Cluj. Da. I-am dat. A fost și spre Huiet din Otură. Nu? Da. Am adus da. De la Dubrava, da. Așa. Am venit înapoi la Gileu și am venit până la Mărișel. Nu ți-ai înregistrat acolo kilometri, nu? Ha? Nu le-am înregistrat. Dar nu spune la nimeni câți kilometri, că cum s-ai surpriză, e cadou, adică s-a da, da, da. Aia, dar să știm noi așa cu aproximație. Păi, mă gândesc că undeva la 5 milioane se ridică un drum de asta dacă faci o călătorie cu ceva cai sau cu... Cam așa, nu? Așa zic și eu, ceva aproximativ. No, oricum, noi îți mulțumim tare mult. Ăsta e un ajutor. Nu, și... că dacă e nevoie, mai faci. Ia uite barajul de la Tarnița. Baraj foarte puternic. De aici se alimentează băieții cu apă. Ai văzut, domnul? Da, Clujul. Era cu mâna buzunar, domnul, ai văzut? E pasnicul de pe baraj. Să, să. Pe care uite, domnul Cristine, aici la munte, sus, ce soare frumos îi. Și la noi ceață și vreme urâtă, uite-te, adică vreme urâtă. În sensul că e ceață, e norat, e urât. Uite aici, zici că aici vine primăvara, sus pe munte. E, da. Foarte fain. Domnul Dorel, la junii satului? A fost zăpadă. Faină treabă, a? Da, mă, niște oameni, atâta de buni oameni ăștia aici, extraordinari. E frumos aici. Aerul e altceva. Există oxigen din plin, nu ca zi? Da, 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 da. Mai vezi pe câte unul că aleargă pe marginea drumului, îl compătimești. Da. Păi nu. Dar ăla săracul trage în el. Zic că ăla trage săracul în el. Tăgi gazele auto. Da. Cam cât mai avem până sus în Mărișel? 2 km. Aici terenul ăsta cu brază, știi? Aici încă este un pic de zăpadă. Da, da. La Cluj nu este deloc zăpadă. Nu este deloc zăpadă. Nici pe sate? Da. Va trebui să urcăm pe ceva de ala aici, așa? La Măguriță merem. Ha? N-a fost niciodată la Dorin. Deci acum o să ajungem la el. Exact. Aici când au fost zăpezi, zăpezi. Cum era? Trecea de limita gardului, zic. Dar nu se vedeau gardurile, Cristina. Nu se vedeau, a? Când eram copil, aici, în iarna, nu se vedeau gardurile. Și cum de zăpezeau? Tot așa cu lama, cu tractorul? Cu tractor, era atunci o mașină așa zisă, foreză. E, dar după cât timp? După o săptămână băgau? Dar pe
că strângea zăpada, vântul zăpada, Cristi, erau tunele aici de zăpadă, nu? Tunele, stai? Pe înaltă cap. Mașina mea. Hai de capul meu. Nu, evident, tu gardul, mereu la corindat, cu copii aici, nu. Distracție era? Păi, gardul deasupra, umblam. Du-te, mă, omule. Da, dar au fost și anul trecut zăpadă de aia. O fost să zăpadă din aia. Să nu se vadă gard, eu să iei ciugar nicăriva. O fost, o fost. Ziceau bătrânii că de 40 de ani nu mai fost așa ca zăpadă, ca și anul trecut, da. Eu... Dar nici ca anul ăsta să nu fie zăpadă, nu mă optic. Eu nu știu niciodată aici. Dorel, eu oricum numesc printre puținii norocoși care au putut să vadă zăpadă frumoasă anul trecut aici. Da, te cred, te cred. Te-am văzut când ai filmat așa. Aici la Junii Mărișilor. Da, totuși pot să mă numesc norocos și anul ăsta că am văzut zăpadă de Crăciun înainte și în niciun colț al țării nu ai văzut zăpadă, corect? Da, da. Ha? Da, da. Camera se întindă pe șosea. Pe șosea sunt. Ce-o zis, Dorin? Vine după tine să te ajute un pic? Da. Și ca cineva ceva gheață care cred eu. Crede că nu se pot să tipuiesc? Așa zicea pe nu știu dacă așa așa. Dar e fain aici, frate. E ceva frumos. Mașina ta are și tracțiune integrală. Nu, numai spate. Numai pe spate? Da, cauciucurile azi noi pe spate. Am văzut, și am văzut. Dar și pe față ți-o nu? Nu sunt chiar noi pe față, dar pe spate ești noi și nu cred că... Și greutatea pe spate? Da, dacă cauciucuri așa de bune, n-aș crede că... Să rămâi. Se poate întâmpla să nu ieșim. Dar oricum, dacă nu putem ieși, doar vin băieții cu caii, ha? Și ne trag, sau cu tractoarele care ce-au. Aici e ostanașul meu, Ionica Vesa. Unde? Aici, la casa asta. Și acum s-a mutat la Florin, s-a făcut domnul. Gata, e poartă cravată. Oh, că-i pădurar la... Nevastă, nu știu, spre Valeriu. Am înțeles. Am crezut că umblă cu cravată, om. Aici unde ajungem, am adus eu o iarbă foarte frumoasă. Așa? Neagră. Și aici acum? Am dat-o la... am dat-o și eu la Miluț, la Iclut. Da. O neagră adevărată. Adevărată. Și acum unde e? O iarbă la Miluț, la Iclut. E o iarbă ce știi să treacă. Am înțeles. Salutăm pe domnul Milu, îi dorim sănătate. Da, salutăm pe domnul Milu. Să poată să țină cai? Are foarte, foarte bune epe. Eu zic că cele mai bune epe. Sau pântre cele mai bune epe, așa să nu zic jignesc pe nimeni. Așa, așa. Era Cluj. Că ăștia se supără, mă. Nu vreau să supăr pe nimeni. A? Nu vreau să supăr pe nimeni. Am înțeles. Domnul Cristin. Uite aici, domnul, aici faci, faci un pic de agricultură. De agricultură. Așa. Bani treana rusului este, zice. Îl filmăm pe Vania Trean. E un om deosebit, Vania Trean. Da, mi ajută domnul Trean. Ce faci? Domnul Trean, să-mi dă. Vin vațele la apă, știi cum alunică și moi om peste zbun pe ghinea. Tu? Oh, eu aduce nu știu ce fân, nu știu la cine. Nu, fie că tu acolo, dacă nu știi, pune acolo în sură, că eu avea grijă. La dumneavoastră? Nu. Nu la... Auzi pe Dorin Strigăin. Da. La Petre Libătă. Și încă la mai cineva. Nu l-aș pare, poate. Nu știu. Are el un prieten care tot mai mere pe la el? Juparul fi? Cred că are juparul. Ce are? Numai cai? Doi cai. Nu. Tu? Ce faci?
N-au ce fac, că aducem niște fân, jumate îl ducem la Petre Livâtcă și jumate la Juparu, dacă dumneavoastră zice așa, nu știu. Eu numai, acolo mă gândesc, dacă altul face, n-a zice. Un om are vaci și unul are cai. Cai, doi cai. Nu, și cai, meței? Am acolo ceva cai. Ai dat pe Neagra. Am dat-o pe Neagra, e la domnul Miluz, la Iclod. Mai puternică și ca și cum a fost la mine și la dumneavoastră am. Ce mai da, mă, de știam că o dai nu-ți. O mai țineam eu să facă mânză. Da, păi, o luați de la domnul Milu. O vinde? Am vândut eu tăscai anul trecut. Ai vândut? Adică aproape toți. Și aveam luat alții. Am alții. Dintre cai care am avut anul trecut, mai am două iepe. Trei. Restul alții ne-am cumpărat. Da, am alt iepe. Și noi avem una faină. Aia de la... Bruno. La Știop, din Sild. Ar trebui să ne arăt, să vedem. Hai, să... ți-o arăt. Apără. Da, nu? Pe păi, să ne-o scos până afară, să-ți o filmeze, domnul Cristine, să o vezi pe YouTube. Pe că acolo ne răscoatem până aia la șură. Și dacă... Cristine, vrei să-i dai jos acum? Nu, Cristine nu poate să... De ce este? Să umble, Cristine. Sănătate vă dorim. Sănătate, mă bine. Foarte frumos, a? Mersi. Puteți să o dați un pic așa încolo, către poartă. Vă rog. Către poartă aia încolo. Puneți-o la soare acolo, chiar unde-i soarele. Puneți, dacă o puteți pune la soare lângă poartă. Nu, domnul Dorel. Așa, puteți să o întoarceți un pic, să o vedem. Da, domnul Dorel, puteți să ne ziceți. Ce să zic, că domnul Vafile de la Mărișel îți prezintă o mânză din Bruno de 2 ani, foarte, foarte frumos. Foarte frumoasă. Da, mânza 2 ani are. Aia e nuanța de la genunchi în jos, așa, da, de care am vorbit. E mânza născută la Cristi de la Field. Așa. De la Sălaș. Îl salutăm pe domnul Cristi de la Field. Îi dorim sănătate. Da. E și bine întreținută. Uite, domnul Vasile o întreține foarte bine. Da, da. Domn Vasile, da. Multe aprecieri, domn Vasile. Zic, aprecieri multe. Da, da, domn. Frumoasă vânzare, domnul Vasile. Dați un pic către roaba aia, un pic. Duceți-o către roabă. Către roabă, în jos. În jos. În jos, în toată gura. Frumoasă vânzare. Puteți să opriți acolo. Atentă. Da. Domn Vasile, aici unde e umbra de lumină. Vă rog. Unde e pala de lumină. Acolo. Bun. Foarte frumoasă. Frumoasă, mânzare. Poate ne-o vine mie, domnul Cristi. Nu. Azi în primăvară, no, domn Vasile, o dați? 120 milioane de euro. N-am vrut să o dăm. N-am vrut să o dăm. Că știi de ce? Eu am știut, Dorel. Că știi cum e. Ne lăsăm aici. Greu capiți ce-i bun. Și ne-am dat 80 milioane. 80 milioane, domnul Vasile, pe aia micuță. Când a avut cât timp? Acum 2 ani. Aha, deci când a fost mică, mică. 6 luni avem. 80 milioane dat pe la domnul Cristi. Aha. Oricum, domnul Cristi e un prieten de-al nostru, dânsul crescător de cai. Da, și un... e mânza dintre apă grea de la domnul Cristi. Și e un om de apreciat. Da, din Brune, din Brune. Din Brune. Are și mamă frumoasă apa.
Mama unde e? La domnul Cristi, nu? La domnul Cristi, da. Așa, așa. Mulțumesc, așa e noroc să ne iei, mă. Dar de ce să ne iei, că e tânăr. No, domnul Cristi, pe domnul Dorin l-ai sunat? Nu, îl sunăm. Și? Îl sunăm acum, nu? Dar e nerezul pe din sus. Dacă ce știu acolo, da, pe după gara. Așa, zic, mă scoate pe nu, pe atunci că l-auzim care litră. Ne punem în mișcare, așa-i, domnul Dorel? Ce zici? Ne punem în mișcare, așa-i? Așa, mai ai galbi. Da, am. Părăcheam, dar dacă mi-o vii, tu să fac părăcheca. Băi, eu nu te cred, dar dacă tu zici că mi-o vins... Da, vezi, treabă, că vezi cu ce strivi, poncă, că ai mânz bun, stă de bani. Nu, a zis Marcelul Tonce când ți-am dat apa, că-l știi pe Marcel. Nu. Nu fută vă dracu, voi o dă dubini, vă țineți o dă dubini. Dar vă orice vă trebuie, adică pătați voi, dacă are vouă bruni, aproape că toamnă vă trebuie 100 de milioane. Ce vă trebuie vouă? Dacă veni că ai dat de 90 în sus să vă gândiți. Dați-i în pula, am zis, dacă ține. Și nu mi-am zis. Zice, eu știu ce vă trebuie vouă. Voi nu luați aici. Păi, zice, și bani trebuie să dați. Nu. E pe cum să mai facem, nu? E foarte scump o mânză bună, domnul Cristi. Și se găsește greu. Și uzezi, cine are, nu ți-o dă. Și uzezi pantofi. Mare, eu mi-am țapă de mânză aici la... Am fost așa până eu. La Felice, la Lipofițori, la Bărtul. Ce mânză? De la Pipandi, până la Galbă. E mai ce pe aia ca așa. Nu mai are... Tot. Dar eu de unde are? De la Pipandi, de la lui. Dar de la aia, pe de-a lui, și eu crescut. Davidul Lipipandi. Mi-e vrei de casa? Nu-i mai vrei. Are trei ai, dar nu-i n-au cum. Și din ce armă sare? De un olive scălit din câmp, galbă. Dar lată, mă, crepată! Păi de-aia e țapă, nu că a făcut la menită. Păi... Un plus de ceapă. Nu știu, că-n poiată nu m-au văzut. Două am văzut. Două au avut și una o dat la țigani, în călățele și una asta. Dar pe atunci, de unde știi că e țapă, dacă este un poiată? Nu, e vrenică, e povară. Țapă. Eee, tu zici că e puternică, am crezut că e țapă până de picioare. Nu știu cu cine să zică țapână, la noi țapână să zice că nu poate umbla pe picioare. Ca țapână, da. Am crezut că, tu vrei să zici că e puternic, arată bine. Eu am crezut că chiar e țapână, chiar nu poate umbla pe picioare. Nu, nu-i mai vrenică ca asta. Da. I, la vreți. Uite, domnul Cristine, eu cred că domnul Traian are aici un clopot de calitate. E, este acolo, de la Baci, când acolo pe ea n-am văzut. Ăsta-ți mă dea întrasă pentru ala și trebuie... Numărul 5 are, domnul. Ismecă, domnul Traian, plate de-l. Și de unde e bine ăsta? Dacă nu l-ai tot dorit de pe stapă, ce la Măgureanu. Nu știi acolo ce stă... Dar eu le declar război la tăți crescătorii de pe munții Apuseni, că nu mi-e frică nici de unul care clopote mai bune ca mine. Nici de unul. Păi nu contează câți ani are. Da, domnul Dorel, trebuie să facem o... Merem în munții Apuseni, da? Îl ducem colecția dumneavoastră. Păi dacă am câștigat la Gileu, crezi că aici nu-i bat? Nu poți să aibă niciunul. Nu există. Nu există clopot pe munții Apuseni. Soții la ăsta în Florești. N-ai știut pe unul Sandu. Sandu de acolo, de pe stapă? Nu, aici e din coșul, a murit el. Nu voi a murit. A fost un om în Florești, domnul. Așa? A avut un cal suric, surrote. Și vara scotea calul cu cearceafal pe el, să nu-l ardă soarele să-l decoloreze. Înțelegi? Sandu ăla? Da, a murit. Înseamnă să te poștează în Florești. Înseamnă că iubim mult calul ăla. N-are rost. Și fii atent, cred că are cal în jur de 30 de ani, amu. Există și amu, dacă nu mă șel, în Vălișora și îl cheamă Tibi pe cal. E un cal micuț cu o formă frumoasă pe el. Înseamnă că trebuie să-l căutăm, așa-i? Îl găsim dacă căutăm. Că există calul și amu. Dacă bine știu eu, a fost pe la ceva băiat cu un Vălișora, ciocolata sau ceva de genul. Așa-l cheamă pe băiat, așa-i da. Ce părecla. Da, da, da. Și la ala, zicea Gavrila, ai tot de că e sotul la extingătoare. Eu nu m-am văzut. Eu cred că e așa, mă, dar... Eu nu ți-l dă unul ăsta. Sunt 6 milioane. Dacă-l șapă, ce ar da 5? Că apă să-l cumpă. Ce zice, e șapă? Hai, să te gătești. No. Hai, cum acolo pune o sosul de ce? Ce-ți mai spune de aia ta bună, așa? Cristi, vezi că poți să atât în muncă limba, vezi?
Cristi, crezi că dacă îi dau bani amuneia pe apă, nu dă bani? Nu dă apă. Păi dacă el zice acum, tot zis? Nu să vedem. Sunt pregătit în momentul ăsta, ce să vezi? Dacă am bani la mie, să-i dau 100%. No, zic să văd cu cum i-o dai. No, hai să vedem. Hai că lasă fânul jos și coborâm după aia la vale. Și mie și mai cumpăr două. 120 de euro, mă sună la de la Maramureș. Feri, feri, dar nu-i o dau. Feri, feri, nu-i de la Maramureș. Dar e unde? E de la Târgu Mureș. E un vânător de mânze din Bruno. Are foarte multe mânze din Bruno. Unde stă omul? Cred că la Târgu Mureș stă, domnul. Da, feri. Da, da. O fă la ea. O are și acum o mânză de la... O luat o blondă. 100 de lei fost între noi. 1 milion. Da. 1 milion? Da. Păi sunteți, bă, aveți probleme, înseamnă că. Da. Ăsta nu urză de aia fără 120, el că să ne lasă 1 milion. No, ălea sunt exagerări, domnul Dorel. Mie nu-mi plăcut lucrurile astea. M-am înțeles cum pe eu când a venit, a spus că fără bani aia de la anii, de la mănăstirea, ne-a dus o mânză. Da, putea să o lăsați cu 1 milion mai ieftin, să aibă noroc de ea. Da. Eu am cerut 120. Dar de unde mă alegi? Și? I-am lăsat 5 milioane. Am înțeles. Nu, și el după aceea s-a uitat la 100 de lei. Drumul urcă pe acolo, așa? Da, pe acolo, pe la curb. Nu, ce zici tu, domnul Cristina? Păi ce să zic, că dacă te uiți la 1 milion e o problemă, o socoteală, nu știu. Păi nu la 1 milion, că... I-am lăsat 5 din 125. Aia, dar dacă i-ați lăsat 5, puteați să mai lăsați unul și gata. Eu sau să împărțiți la unul în două. Suma rotundă să știi. Dar nu avea, banii te să duce. Eu cred că domnul Ferri nu a fost foarte hotărât să o cumpere, că n-aș crede eu că a lăsat domnul Ferri mânza pentru 1 milion aici. N-aș crede. Mă duce ce am făcut. Hai. Am plecat să venim dacă putem urca. Stai acolo în curte. Cu tractorul. Unde să stau? Acolo e ea, acolo, cum se vede, porta aia de știință, stai acolo să te... Domn Traian, vă salutăm! Voi bune, să aveți drum bun! Vă salutăm, sănătatea! Sănătate! Dorel, zici că nu am putea urca pe aici? Eu zic că putem, da. Domnul Dorin zice că ne scoate, nu știu de ce trebuie să ne scoate. Ți-o lua din elan. Ți-o lua din elan. Eu n-am nevoie să-mi... E, dar zic, ți-o lua din elan. Fii atent că vine către mine... Mă trage în troliu. Da, fii atent acolo, uite-te, lanțuri, roți. Și-ați pregătiți aici, mă, de orice... Nu, au legat... Mi-au legat tractorul în troliu, cu tractorul, cu troliu. Dar, bă, patinează și tractorul, mă, mă. Uite. Antia de la mașină cu antia. Aha. Sau cu ce viteză merge el, nu știu. Aha. Cu viteza lui, de fapt. Că eu, cine știe intra cât ea, nu știu. Eu nu-s tractorizonul, Cristi, nu știu, habar nu am. A fi atent cum îi zmâncesc lanțurile pe jos. E duce fără să... Da, cu lanțurile alea, deci trebuie să ieși de ori de unde, știi? Ha? Te vezi că dacă nu-l ajut, eu nu mai pot să mă duc. Și când mă ajut, eu nu m-am încurcat. Stricam breajul mie. Ăla ta? Se poate strica? Dar cum, mă? Nu se potrivește ceea ce facem noi.
Așa? Unde trebuie să ajungem noi, numai aulul poate zbura pe acolo. Numai tractorul cu plasele. Am înțeles. Domnul Dorin, dare. Cum e viața dumneavoastră? Bă, dacă îți place ce faci și o faci din bunăvoință, nu-i gre. Așa. Dar dacă nu... Aici cu domnul Traian... De ce ai curat tare Dorin aici? Cum i-a fi viața grea? Așa. Aici cu domnul Traian și pe domnul care ne ajută? Ion. Domnul Ion, unul din beneficiari, așa-i? Da. Domnul Ion e un om harnic, la munte. Lasă că e venit la vară și vede. Domnul Ion e cu cai. Vara, da, vara, se poate vede, faină. O să ne arate cai. Numai eu singur stă acolo. Nu-l supără nimeni, așa-i? Nu-l supără nimeni, n-are curent, n-are apă, n-are nimic. Apă numai cu tine. Dar vi se vrea ceva și pe aici la descărcat, că și a lui. Cristi, dragă, viața ta cum e în 2020? Am fost un pic răcit, dar mi-am revenit. Bravo, și? Am văzut că ai fost pe la domnul Sebi, pe la satul mare, care îl salutăm pe chestia asta. Așa, așa. Am văzut că și-au făcut o achiziție nouă. Cum vi se pare negrul lui? Bă, frumos! Ha? Frumos, frumos! Să aibă noroc de el! Domnul Ion! Da, mă! Aici! Ei, domnul Ion! Nu ce cu drag! Ei, domnul Ion, ce merge ca ai fânul ăsta! O să vezi tu că afea stă părul pe ei. Da? Spui 100%. Nu faci urmulez el dacă ne dau ești. Țin să... No, cum arată domnul Ion? Arată bine? Da, foarte bine. El a vrut să-mi pregătea să-și ducă furcitură de paie. Țin să-i salut pe toți crescătorii de cai și pe toți iubitorii de cai. Așa. Toți prietenii noștri la noi din țară. Așa. Și din străinătate care ați plecat dincolo. Așa. Și? Ține cât mai mult cai, că pe zi ce trece... Stă mai scump. Stă mai scump. Adică tot mai rare. Tot mai rare. Tot mai scump și tot mai rare. Și să sperăm să ne dea așa drumul la târguri. Să ne putem vinde și noi un vițel, o vacă, un purcel, un... E, da, v-am zis că ieri a fost ultima zi în care s-a făcut târgul, s-a făcut piața de animale mici de la Cluj. O închis-o și pe aia. No. No, ce ziceți? Fraților, domnul Dorel... Banul român îl zugrum acum. Domnul Dorel, da, eu zic așa, va trebui să vă suiți călare de la Cluj, cum au mers la București. Și să mereți. Singura soluție, un Vlad Țepeș. Aia ar fi. Revoluție. Un Vlad Țepeș. Se vor îndrepta treburile la timp. Când? Nu. Până când se instalează un guvern care să nu fie chiar așa corupt și cu președintele, cu guvernul care îi, să fie un așa ceași. Deci se poate înțelege că tu în familie la tine, dacă bărbatul cu soția nu se înțelege, iar ce face, praf să ne... Dar nu că bine zice domnul. Da. Domnul Traian, ziceți. Dejava, că zice fiecare ce vrea. Atâta timp cât guvernul face una, președintele zice alta. Și de-ar vrea președintele să facă ceva și intenționat vrea să facă. Dar nu poate de altă că îl dărâmă pe de părțile. Asta e realitatea. Și-au pus fel și fel de pensii, fel și fel de salarii, când îi trebuie să dea la amărit din copil care nu sunt bani. Ei, nu sunt bani, dar la aia să le dea pensii speciale și sute de milioane, sunt bani. Da? Așa nu-i treabă. Nici rouă nu a fost. Când e problema să dea alocație la copii ce aia, amărâți, nu te-ți o duc bine. Nu poate face discriminare, trebuie să dea la toți o formă. Că nu sunt. E, dar ala care are lucrări la stat, are în magistratură, cum o spun la televizor, are salarii 270 de milioane și are și pensii de 300 ceva de milioane. Ala nu se gândește, mă, aia săraci cu aia cu ce trăiesc. Aia nu se gândește. Păi se gândește că poate și aia au. Domnul Traian. Arată la televizor, m-am văzut aseară, a arătat femeia din Craiova. Cu trei copii, tatăl s-a dus pe dincolo, mă, s-au murit și crește o bunică. Ce era mai mare dragul ăsta, Nila, de ei, când îi vedeai cum a ieșit din casă,
am râs sărace și numai din bunica cotați. Cu ce ai cotat bunica? Cu piaia care au căpătat voi. Și ăștia? Se slătesc continuu, mai numai ceartă și ceartă și ceartă. Nu mai vezi o liniște între ei, mă, nu vezi o liniște. E, dar păi, ei vă alimentează cu chestiile astea. Domnul Traian. Alimentează. Bagă fel și fel de, și de pensii și salarii. A spus premierul. Se vor da pensii, se vor da salariile, nu se va atinge pensii de salarii. Vine aia de la România TV, pe cea e parte, de la PSD-ul, bagă că se taie pensiile, că se taie salariile, că și? Ce vrași, băi, asta în familie, în țara asta, mă. Nu mai vezi o înțelegere ca oamenii între ei, mă, nu mai vezi. Când se va stabili un guvern, se hede să stătător și se lase corupțiile la o parte, spurturile și astea. Țara va avea și bine. E, dar ce fac acolo cu corupția? Cum? Corupția? E, ce fac? Ce-o făcut și ăștia la azi, la PSD-ul? De ce o facă la pușcărie și fac acolo? Făcut tot fel și fel de contracte fictive. Cu cine? Cu prietenul sau cu prietenul sau cu prietenul sau și unii se duce bani acolo. Ce-o făcut cu banii care au luat din acolo? Atâția bani în prumul. Ce-o făcut cu ei? N-au făcut autostrăzi, n-au făcut locuințe la ăștia, nu făcut, fac ăștia care sunt particulare, ăștia fac, dar statul ce-a făcut cu atâția banii datoria asta? Ce-a făcut? Ăsta, pe timpul lui Ceaușescu, de-au făcut în datorii, o scăpași din datorii, era poporul, la fiecare îi da servici, la fiecare îi da locuințe. Problema a fost că a fost prea ținuți un pic. Pe când Ceaușescu, el nu prea știe, îl trebuie, adică așa a fost securitate. Locul mai o ascultă și de. Domnul Dorin. Da. Cum vi se pare fânul ăsta? Domnul Cristi, țin să te anunț. Putem face un ceai din el. Pe bună dreptate. Și e și foarte sănătos. Ceai? E și foarte sănătos. Că e un fân care nu-l găsești în fiecare zi. Și deci, vorbeam cu domnul Dorel. Domnul Dorel l-a prins din greșeală fânul ăsta, că trebuia să meargă într-alt loc să ia. Eu nu știu cum o fac, și... cum o fac, e treaba. Domnul Dorel, domnul Dorel, cum... Domnul Ion. Așa? Sunt niște cai care nu au fost ținuți, nu au văzut în viața lor lucernă, deci aia exclusă din toată situația. Așa? O tavă. Nu știu dacă au văzut odată pe an. Odată într-un an sau la 10 ani, ca e lui. O mâncat un fân care... Îi aici la munte? Îi aici pe munte. Vorba lui domnul Nicușor, care vreau să-l respect și să-l salut pe chestia asta de la Brud. E, cum îi zic ei la Brud? Părul... Cum e, domnule? Porcului. Părul porcului. În odeală o mâncat ca e lui domnul Ion. La Mărișel zice ștupeț. Exact. Când ori da ca e lui domnul Ion de fânul ăsta... Sper să ne întâlnim și să mai puteți veni la noi să-i filmați, atunci o să vedeți cum stă de cai lui. Că e un om care îi place să caute de cai, îi zdragi cai. De aia, domnul Dorin, da. Împreună cu domnul, cu dumneavoastră și cu domnul Dorel, da. Noi am zis să căutăm doi oameni din munte, doi oameni care sunt fermieri, care sunt harnici, care muncesc. Vreau să zic la și am găsit pe dânsul care o să ducă jumate din balot ăștia, e aici din sus de noi. Așa. Sunt doi bătrâni care țin două vaci. Urcăm cu început cu dumneavoastră? Da, sigur, urcăm până aici, cum să nu. Țin două vaci și tata iarna aduce omul în spate fânul de la 2 km. De acolo, de la el, dincolo, după dealea, acolo aduce O să vină vara și o să mergem până acolo să facem o filmare, că e o filmare și un peisaj care nu poți să-l găsești în fiecare. Așa, de-abia așteptăm să vină vara să facem treaba aia. Ce zici. Da, ai fost acolo, da, Dorel, dar tu când cotam noi de vaci, tu nu i-ai spus la ea la Cristi? Nu i-a spus Cristi. Când cotam noi doi de vaci. Știi cum i-a arăta eu când am urcat în sus? Așa? Locul ăla în pădure unde duceam vacile în gard. Da. Tu să-ți imaginezi că Dorin de aici vine cu vacile pe jos, mai departe, mai în jos acolo. Și atâta noi doi cotam de vaci. Cotam amândoi de vaci. Eu eram la bunici, el de vaci. Tu-ți dai seama că merea asta de aici până acolo. Tu-ți imaginezi? No, bună treaba. No, dar fii atent. Era sănătos.
Ha? Să te amici care zic. Fii atent, domnul Cristine, te ajută camera să pui un cadru pe braza aia de parte. Pe care? Acolo, nu de parte, unde să văd cățile alea roșii. Da. Noacii. Da. Acolo, încolo. No, de acolo, mai încolo, merea cu mult, domnul ia. Dorin Cuvacile. Domnul Dorin. Da. Domnul Dorin, ia, uite-te. Acolo, încolo, se unde la, am dat acum, uite-te. Tu zuci Mojereștiul. Să greșesc, mă? Nu, 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 că e bine. Acolo unde am dat acum? Exact, exact, după, exact, după, după. Da. Și a cine atât pe direcția asta să vede un singur brad acolo, nu-i aveți? Așa. Foarte înalt. Acolo stau bunicii mei. Uite, uite, uite-te pe cameră. În exact, acolo stau bunicii mei. Acolo e locația la bunicii mei. Și la braza aia, las mai încolo, încă mai merea mult. Dar ce zici de băiatul ăsta? E băiatul ăsta ce stă sus paru. Aici ține dorinarul ăsta. Da, o stai, tai că s-o de bine. E da, zică viață bună. Zică viață bună, băiatul, știi? Păi nu. Groza. Aici. Ce jos de acolo când ieși, băi. Băi, preci. Stau. Dar nu era ce tablai? Aici le ține Dorin pentru muzeul de istorie. Bă, n-are nimic. Nu s-au mele, nu s-au mele, salut taică meu. Lasă că e bune. Domn Traian. Da. Ați umblat mult cu ăstea, așa, în tinerețe? În orice caz, până acum aș 2 ani, tot cu ăștia am umblat. Și... Motorul foarte bun are și mașini, 4x4, mașini de munte. Mașini care pot să circul pe perioada asta aici la noi. Și vara la noi e problemă, și vara e problemă. Dar nu le-am dat, am avut un roșu, nu l-am dat. Vi groază să vă despărțiți de ele, așa? Le las aici. Am avut, mi-au fost dragi arurile, foarte dragi. Îți mașini pătrățoase, dar mașini bune, puternice. Are motor de Brașov, e. Tătăi Ana n-avem treabă cu pornire cu el. Diesel? Da, diesel. Ăștia au făcut vreodată pe automat. Mașina de asta au pe automat, au făcut vreodată. Cum pe automat? Adică pe cutie automată. Nu. E s-o și desințată, astea, pe la Brașov, acolo, la Câmpul Lung, Brașov, acolo a fost făcut. La Câmpul Lung făcea caroserile și la Brașov era motoarele din Brașov. Aia de la Câmpul Lung făcea și motoare, dar nu-s reușite. Cum erau motoarele făcute de Brașov? Foarte bune. Puternice? Foarte bune. Cam cât te-ai putut duce cu un motor dintre ăla? Dar pui eu drept să spui că am circulat vreo 9 ani cu el. Eu n-am lucrat la motor mic. E cât ulei și motorii în atât. 9 ani de zi. Înseamnă că ați avut mașină bună. Toată problema era cu ele față de astea străine. Problema la ele cu direcție. Tot mereu aveai joc la direcție. Joc la direcție aia... Am înțeles, da. Cutia se rea de viteză. Când asta n-ai treabă cu cutia astea străine. N-ai treabă cu direcție, n-ai treabă cu absolut nimic. Și cu pornirea iarna. În taie asta se congela motor, dar și taie asta nu. Aceeași motori, de ce? Nu știu. Mai pune este vizic. Ior, vrea să fiu când duce Ionci de la cai. Din fundul ăsta. Ior, vrea să fiu acolo cum mănâncă cai. Ce? Dar Ionci îți face altceva. Și așa o păiată-i liber. A duci și așa trebuie să-i dai mâncare. Exact. Aproape de apă. Apa aia, ce să-i aduci și bași la mine? Domnul Ion! Cu căruța? Cu sanie, cu cai? Poate da! Cu sanie, da. E două... Dai, pune remorcuța aceea de pe tractor. Doamne, pui remorcuța de pe tractor, că și fost, eu cu aia acum mi-a dus balul. Simbet, am fost și am făcut turbă, am pus plasele pe tractor și m-am dus cu tractorul până acolo la el și am făcut turbă, tătătăt. Care de la el, ca să mi-i încoace, o fârșitură de paie, de vâs. Și-o vrut are să le ducă când mi-a venit la cai. Și avea acum, dacă s-o izgăzi treaba asta, zic, lasă paiele de voi și dacă ăsta le duce în fârș. Dar a rupt turbă, că nu se poate circula acolo el. Domn Dorin! Da? Cât preconizezi că o să-i ajung la domnul Ion ăsta? Eu nu știu ce să zic, nu. Am depinde cum le dă el de mâncare. Că dacă le înfoie câte 3 mâncări pe zi, 4... Nu, 2 mâncări pe zi le dă bune și gata. Nu, dacă le dă și un pic de grăunțe... Dacă le dă grăunțe, ajunge la o mâncare, un balot la 2 cai. Când mâncă grăunțe, nu mâncă mult fâci. 2 baloți la zi și... 2 baloți la zi. 2 baloți ajunge la cai. Eu când a fost așa mai sărat, domnul Cristinel, băgam un balot la 3 cai. Pe zi. Ce se face? Da. Adică nu un balot la 3, la o mâncare vreau să zic un balot la 3. Asta pentru caiele Ion e ca și o tavă pentru caiele și ăla.
Am înțeles. Domnul Dorin. Da. Domnul Dorin, aici sunt 100 de baluți. Da. Omul a vrut să ne mai dea niște baluți, dar nu l-a mai încăput. Dar aveam unde să pui și pe mașina deasupra. A vrut să ne dea bonus. Dar bonusul, bonusul se va gândi domnul Dorel, cei 30 de baloți care... Un om care... Ni va da bonus. Caracterizează unii pe domnul Dorel. Eu copilărind cu el și-l cunoscându-l și fiind mult timp la oaltă, nu știu care... Poate pare el așa un om mai dur, dar are un suflet foarte mare. Păi de-aia zic, domnul Dorel o să are temă de casă să găsim un om la care să-i dăm aia 30 de baloți. Domn Dorel, la cine o să-i dăm aia 30 de baloți? Nu, să ne gândim, domnul. La un om care e nevoit. Un care are... De la Florești? Își cumpără el. Ce zici? De la Florești? Eu nu pot să spun asta. A? Ne gândim pe parcurs, așa? Eu nu pot să spun un om ăla, eu nu știu. Trebuie să mă gândesc care să fie un om care are nevoie, nu așa nu să de mai iurea. Pe bani toată lumea știi cumpăra. Exact. Da. Pe bani toată lumea știi cumpăra, toată lumea... Pot o las Dorel liniștit? Trebuie să alt țăpă la cea, că nu mai rămâne acolo. Du-te, Ioane, până ce ăsta ni și ia de cai, dacă vrei. Nu, nu. Exact, până mea, mai aici, turma bine, par cu cai. Bine, dar cum? Păi atât aș direși mâine când o cutaie era roșie și l-au braț și l-am uitat. Nu, hai case. Hai. Pe de pantaloni subțiri, pe... Zice, bune, dar și aici îmi frigi. Dar pe ce ai făcut? Nu mai ești, pantaloni așa e subțiri, era pe... Hai case, treci. Așa era de roșie la față. Aia e udă. Nu. Da. Asta e șura voastră? Aha. Faină șura aveți? Da. Ce poți băga aici în șura asta? Bă, ce șur, ce trebuie poți băga? 6. Nu, dar zic la utilaje. Poți băga tractor, două tractori poți băga, și o mașină. Poți băga două autocare? Poți. Ha? Aha. Așa de-a lungă. Faină, uite aici o poziție asta. Vine acasă noastră, ce mare e. Aha. Dar cum punct ce e. Aha. Plin porumbei pe acolo. Ai porumbei acolo? Acolo o trăznit în bradul ăla de o... Asta. Cred că da. Cred că da. Eu n-am văzut când ăsta. Vezi că e nu, las-o acolo. Ia. Las-o acolo. Dar lasă-le după amândouă, ce? Nu, că nu le poți, că mai încă lucrăm. Domnul Cristi, te salut încă o dată. Aici, împreună cu domnul Dorel și da? Cu băiețelul tău și cu domnul Traian da? Din Glaș. Îți prezint o mânză de 7 luni. Foarte frumoasă. De pe fii Bruno, atent. Originalul Bruno, așa. Al domnul Dorel. Fii atent, aici o chestie tare frumoasă. E din toiapă românească, e un metiș. Eu, domnul Dorel, pot să ne explice ce rasă e Bruno. Că toată lumea zicea că ce rasă e. E contoa Bruno și mânza e de la omul ăla. Când ți-am zis, când a coborât în jos din centru, din Mărișoara, ți-am zis că domnul ăla are ceva mânze din Bruno. Eu n-aștiu că banditul ăsta o cumpăra. O achiziționat. Eu numai când am intrat în graj, dar tema asta vreau să le spun care se uită la filmare și care are așa ceva, vă rog, îl las un număr de telefon să mă contacteze că îs disponibil să mai cumpăr părete. Am înțeles. Dar exact așa. Am înțeles. Domnul Dorel, hai să-mi dacă îmi zici un detaliu ce nu ai văzut, eu n-am văzut niciodată acest detaliu la un cal. Unghiile? Da. Nu. Eu n-am mai văzut așa în culori. Aproape la tăzi mânjii din Bruno. Au așa unghiile. Au unghiile, culoarea aia, la culoare ce reșe, nu? Da, uite, dar are culoare da. Ca și, da, da, da. Așa ca și Nutella. Aproape, da. A? Da, așa aproape tăzi mânjii din Bruno, culoarea aia. Și tot așa 90% din mânjii din Bruno, e la genunchi în jos, au culoarea închisă, maro pe picioare. Așa, așa. Și dacă mânzul e din mânză de-a lui Bruno sau din mânzea lui Bruno, tot are culoarea aia. Are un sânge foarte puternic. Da, are o genetică foarte puternică. Transmite da. Tot așa. Uite, domnul Dorin, ce față are la mânză, fii atent. Îmi place tare, mult. E nota 10, uite acolo ce poziție. De la noi, de Mărișel, de la un băiat, de la un domn. Domnul Dorel știe că e din armăsarul lui. Cine are
Pereche? Pereche. Să vă contacteze. Vă rog frumos să mă contacteze, că disponibil să o cumpăr. Am înțeles. E dar foarte. Ce să fie? Să nu fie cu brezătură. Să n-aibă brezătură. Dacă are un pic de steaua, nu e o problemă. Și asta are, dar are exact cu tată său. Atât are și tată său. Nu, și tată său are semnul ăla. Și pe buza asta nu are. Dar pe buză nu are, că prunul de obicei are un strănut aici. Da. Nu. E o mânză de așa de lungi. Foarte frumoasă. Pe nume Corina. O țineți foarte bine. Asta cred că o fi avută domnul Cristinio, ceva gagică care a fost drag în tinerețe, Corina. Corina? Da, uite ce nume fain. Nu mi-aduc aminte. Nu și aduce aminte, da. Poate că nu vrea să ne zică, că e bandit ăsta. E o mânză da, luată de... Îl ajutăm, domnul Cristi. Cu ce? Îl ajutăm pe domnul Dorin, că e prietenul nostru, să-i găsim o mânză din Bruno Pereche. Da, e foarte frumoasă. Corina, îmi place de ea. Mai lucrăm un pic la umblatul de gură, că mânza nu o fă pus ca păstru un cap, dar nu o fă umblat cu ea, nu o fă ăsta ni. Da, oricum aveți aici tot timpul e din lume. Cuvinte, mă înțeleg bine cu ea. E cam mare la cap, că unii băieți de aici la noi mereșelos, că nu cumpără mânzi în Bruno, că-s mare la cap. Eu nu văd mare la cap. Cum o vedeți mare la cap? Un cap frumos. Da? Cum vezi mare capul? Eu nu-l văd. Nu știu. Dar știi ce a spus un prieten meu? Că el și-l poartă, dacă l-are mare. Dar nu, că asta chiar are un cap foarte mic. Mie nu-i de vânzare. În primul rând, nu-i de vânzare. Nu. Să mă ierte crescătorii de cai care au mânz, știu că acum îți mânză, că ei să mai culcă așa și așa și... N-are nimic aici. Suntem în toiul iernii, da. Se înțelege. Ei, cu minte, ei... No, sper să... Eu-s mulțumit de... Deși am luat-o de la țâță, no, o stagnat un pic mânza. Lasă, care timp să se facă. Da. Cum e ți-o dat-o, domnul Dorin? Păi cum de mi-o dat-o? Că trebuie să... Să o plătești, mă gândesc, dar... Ai văzut? Este când poți să o plătești și te ruți-o dă. Aici Cristi prezintă o mânză de un an și 7 luni. Foarte frumoasă. Nu știu, românească, nu-i românească, las la apreciere. 7 luni are? Un an și 7 luni. S-a născut la noi. La noi? Nu. No. E de a noastră atunci. E din clan. Și la noi. E foarte frumoasă. Domnul Dorin, cum vezi mânza lui domnul Dorin? E o murgă frumoasă. Dar domnul Dorin se pare că are marfă foarte bună. Fii atent că eu acum nu prea am văzut eu cai. I-am mai văzut o dată două mânze, mi-a arătat domnul Dorin două în trecut. Au mânze surete bune. Așa, dar am mai văzut... Păreache că am avut păreache. Și vorba lui domnul Ilie Huțan, care îl salutăm pe chestia asta și așa. Huțan, s-o ceru la altă gazdă. Așa au zis domnul Ilie? Da. Ce să faci, dacă la omul îi place și o vrea, dar nu-i nici asta de vânzare, e pe nume Denisa. Foarte frumoasă, Denisa. E o murgă care, e pentru mine, pentru... Nu pot eu să vă ofer... Ca și alții cu sute de mii de euro. Da, eu îți mulțumim de. Fiecare om ce are, e drag și se bucură de ce are, da. Domnul Cristian. Domnul Traian, da. Cum vedeți dumneavoastră pasiunea băiatului dumneavoastră? N-are nicio problemă cu așa ceva. Din privința mea, pasiunea e bun, că ești dragi ca ei, dar afacere cu ei nu. În afară... Dar nu, e vorba de afaceri, eu... Pasiunea că ești dragi și ține cu lucrurile ăsta din. Nu, e vorba de afacere. Și umblă după ei și ăsta, da? Eu s-a angajat și ăsta, dar... A? Dacă nu câștig nimic cu el, eu nu-l țin. E, da, și... Domnul Dorin îl ține și dacă nu câștigă, dar noi îl... Acum trebuie să noi îl apreciem, domnul, că nu poți tot în viață numai te să și câștigi, că trebuie să-ți mai faci și plăcerile. Așa, așa. El când a fost tânăr, dar nu vrea să ne zică. De câte ori și-a făcut plăcerile și nu a câștigat? Ba mai mult o și pierdut. Și a pierdut și timp. Numai unul ne zice, domnul. Nu ești dragi. Ce este, este. Așa, așa. Cu, cum zice domnul Nelusu, care are, mi-aduc aminte de vorbele lui de la gura râului. Caroserie are și roche, șasiusule. Așa. Picioruțe frumoase. No. Ei, o mânză. Uite, ce vine o ție, domnule? La primăvară. Nu e așa, dinapoi poate că nu-i... E bună, nu-i... E foarte frumoasă. Dar e o mânză ținută natural. Păi aici la munte... E o mânză cu minte. E o mânză care... Vreau să o dau la armăsar. Acum la primăvară. Vreau să o dau la armăsar. Nu-i de vânzare.
La ce armă s-ar o să dori să o dați? Vreau să o dau la, la domnul Sorin, la murgul lui, la roșu. Așa. Că, știe ce? Să meargă pe culoare. Nu neapărat pe culoare. Dar îi mânza-i tânără, mânzu-i mai detale potrivite. Și să nu se întâmple ceva. Să nu se întâmple ceva. Am înțeles. Dacă dai la un armăsar mare, mânza ei. Am înțeles. Nu putem lămuri pe domnul Dorin să mai lase un an. Păi eu de-aia l-am întrebat și eu nu zic nimic. Nu nici neapărat să o dau, dar... Poate să mai lase un an. Dacă domnul Dorel zice... Că n-are nimic de pierdut. Dacă domnul Dorel zice așa, așa trebuie să faceți. N-are nimic de pierdut, numai de câștigat. Că peste un an, domnul Cristi, dacă nu montează, ia până, și așa e că oricum... Se mai dezvoltă, așa-i? O ține și el are o iapă, două, le poate ține. La mine, Erghelie, e o problemă. Una ai să ții 50 și una ai să ții 3-4. De exemplu, să spun care e problema. Când fată la mine, domnul Cristi, e când fată la mine, în primăvara, când fată și știrbă. Își țipă primii doi dinți, cleșchi, înțelegi? Așa. Și nu mai poate paște. Mânză o slujă și ea nu poate paște. De amară-i, că la șoareci ce-n silos. Am înțeles. Nu. Acum mai e, pot să o țină mai bine, să o întrețină mai bine, dar aia e o problemă, nu problemă că ar fi neapărat mică, problema e la tătie mânzile, când le montez la 2 ani, ea când fată și o suge mânzul și știrbă. E mai mare e ca și când trebuie. E ca și când... Când te strâng păpucii și ești obosit. Se doare și măsele, ești gata. Așa. Eu zic că picioare are destul de bune, la cât ea de volumul ei... Ne place de ea. Are și picioare suie, părerea mea. Domnul Dorin, ne place de ea. Nu zic eu că e cea mai mondială, dar nici cea mai... E o mânză cu minte, o mânză după mine, o mânză care sper să mi le porte și pe astea la alte. Pe aici că e deja învățată în pășune. Așa. O să venim la primăvară să le vedem în pășune, bine? Trebuie să le filmăm creașterea, evoluția. Veni. Avem 4 poezi de disut. Nu. Ce 4? Grajuri. 4 poezi de disut. Sub aia ăștia, acolo, sunt încăpierea cu jos. Bă, dar ce parat rândit aici? E o mânză care nu a făcut căpătul la ea niciodată în cap. Eu l-am pus prima dată. E o mânză de 7 luni. Pe nume Rita. Da. Hai mai aproape. Trebuie să mai lucrăm la umblatul cu de căpătru, că... Încă nu știm, dar sper încet să îi luăm. E foarte frumoasă, Rita. E de la domnul Cristi, de la fieldul de jos, pe care îl salutăm pe chestia asta și urăm succes. Și îl salutăm pe domnul Cristi încă o dată, l-am mai salutat o dată. Aici cu domnul Dorel putem să spunem că lui. E unul dintre puținii crescători de cai. Bine zic, domnul Dorel, da. De calitate din zona Transilvaniei. Mânza lui domnul Dorin are mamă din Bruno. Cum? Mânza, mama la mânza lui domnul Dorin. Așa. E din Bruno. Da. Și tată la mânza e armăsarul negru, Zoro, tot de la mine. Aha. Și pe aia, ca să puteți asta să... e un fel de genă de la domnul... De Dorin. La turnul, de la Arad. Da, de la domnul Miuțescu s-a născut Zoro la ce-a fost la mine. Așa. Poți să-l întorci un pic încoace, te rog. Și aici ne și demonstrează, e... Care genea lui Bruno și și tarat pe ce domnul. Pe strănu. Uite, are puntul pe nas. Pe strănu, cât îl vezi? Să vedem, puntul. Să vedem. Mai lucrăm, trebuie să mai lucrăm un pic la platul de gură, că... Da, eu zic că dacă îl rugați pe domnul Traian, vă ajută un pic cu umblatul. Da, ajut eu. Nu, dar zic că cu dresajul. Domnul Traian, îl ajutați? Dresajul eu. A? La 135 de kg mele, eu nu pot sluji cu aici. E, dar și când puneți mâna pe nici nu se mișcă de lângă dumneavoastră. Îmi place să le dau mâncare și apă, să-i îngrijești și ăsta, dar nu-ți vrei da. Umbla după ei, să fug eu după ei, să... Da. E un crescător bun de cai, îmi place de el, aproape te scai pruvin de la mine ce are. Dar de data asta, domnul Dorin l-a făcut un pic. De ce? Eu luat un marș. O luat una dintre cele mai frumoase mânze. L-a executat de data asta. Nu-mi dă seama, domnul. Da, eu și dat bani. Noi îl salutăm. Ai spus în direct. Așa. Dorin, oricum, dânsul se uită. Are un pe bun, niște...
minte, picioare bune. Dar aveam, stai cu minte. Să uite acum. O să se uite, după ce pun, da. De data asta l-a executat-o, domnul Dorin. Cum s-a orientat, cum nu s-a orientat, domnul Dorin, de-aia că pus să mâna pe două mânze bune. Și și cea e mare tri. No, și cu ocazia aia care seamănă mânza și cu ăsta, și cu zonă. Domnul Dorin, care domnul Dorel, Dorin, mai întorci-o să o vedem și din profil, te rog. Cum se uită domnul Dorel acum, așa vrem să o vedem și noi. Hop. Așa, hop, așa. Domnul Cristi, exact ceea ce ți-am spus eu pe mașină. Așa. Punem o mânză din Bruno. Cum o fie, mai bună sau mai puțin bună, și punem o apă super frumoasă, super tare, care să n-aibă nimic cu Bruno. Le montăm pe amândouă cu același armăsar și eu îți demonstrez că mânza din Bruno, care nu arată așa de bine ca apa super frumoasă, face cel mai bun. Și treaba e testată de mine, nu odată, nu de două ori, nu de 10 ori. Dacă cine vrea din țară vrea să mă contrazică, să vină aici la interval. Și eu îl fac demonstrație. Nu. Luăm cea mai rea mânză, care o găsim din Bruno, fără formă. Și pe el lasă și aduc o iapă beton. O montă cu același armăsar și demonstrez că mânza din Bruno face mânză mai bună. E vorba de... Cari și iubitorii de cai să nu mă critice că nu s-a așa curate mânzile, că da, nu, mânză-s ca curat, copii. Mă, dinăuntru e curată. A, da? Da, da. E curată și pe... Mânză-s ca copii. E când burdă până noroi și până zăpadă, e atunci sănătos. Așa, așa. Foarte frumoasă, domnul Dorin, foarte, foarte frumoasă. Eu zic că, no, va fi, aici îl avem pe domnul Dorel, care, el chiar e specialist și știe și are bună, cai și... Bună, no, ce n-are rost, poate să o vadă orice în țară, chiar o mânză bună, uite, are față, picioare, păr, tătătăt, anajată, gât, crăpătură, nu are lipsă nimic, uite ce cap frumos are. Uite ce trebuie. Ce chept are și mă-mi uite ce față are și nu mă-mi ticuiți. Eu sunt surprins, domnul Dorin, că da. Naștiu. Domnul Dorin, eu naștiu că aveți cai acum, în momentul ăsta, că știam că n-aveți cai. Mă, anul trecut în iarnă, 4 luni de zile n-am avut cai. Și cum a stat? Deci vă rog frumos să mă înțelegeți că veneam la poiată și băgam din mâncare la animale, la vaci, că avem vaci. Așa. Mai am 3 vaci, aveam mai multe și meream în casă, fără să mă uit la ele, fără că mâncă, că nu mâncai treaba lor. Nu mă interesa vaci. Acum. N-am mai putut sta fără, vă spun sincer, n-am mai putut sta fără cai. E, dar cum ați dormit 4 luni fără cai? Mă, eu știu numai eu știu. V-ați tot întors de pe valta și pe valta? Ăsta e greu microb. Păi de-aia zic. Vorba iar mă întorc și zic lui domnul Nicușor de la Vrut. Ăsta e un microb, e mai grozav ca și țigările. Eu 4 ani de zile n-am pus țigară în gură și am putut sta fără el. Fără cai nu. Am no, înțeles. No. Acum urmează să-mi iau și un calț și apoi să vedem numai. Cum spuneam, dacă ți iei apă, eu îți fac munta gratis. Ți-o dau ecografiată ce stam de 100%. Asta dacă Dumnezeu mi-o ține și mi-o ferește de un râu și a crește, că oricum nu-i de vânzare. Vreau, când o să aibă 3 ani, că până la 3 ani vreau să nu o montez. Așa. Vreau să o montez cu Bruno. Să văd eu, ca și vorba lui domnul Dorel aici de față, ce putem scoate dintr-o marfă bună, că numai bună poți să iasă. Domnul Cristi de la Field i-a montat o iapă, așa, care-i mamă la mânza ce-am văzut-o la vecinul mai jos. Da. Și a fătat iapa din Bruno mânză. Și domnul Cristi o ținut neapărat să mai montăm încă o dată mânza cu Bruno. Și a fătat încă o mânză, care la domnul... Nu mai rețin exact cum îl cheamă. Atâta pot să spun că e la satul mare, la Achiș. Așa. Domnul are mai multe mânze din Bruno. Am fost la Achiș. Așa, și are și armăsarul ciocolatiu care l-am dat, l-am avut de la Bex, atât la domnul. Dar e puternică mânză rău de tot. Am înțeles. Acum, că a făcut bine sau nu a făcut bine domnul Cristi, a fost acum, oricum, dorința acum, lui. Să mai fac, Cristi, mai fac băieții infuzii. Vreau să mai precizez încă o treabă. Noi aici mânză, pe munte... E bolnav domnul Cristi când o vede. Avem... Ce se transmitem acum la domnul Cristi? Țineți-vă ideea, domnul Dorin, un pic. Ce transmitem acum lui domnul Cristi de la Fildu? Să dea Dumnezeu să-mi mai faci și aia, să mai poate, să mai poate. Să mi-o dea etamnie. Așa.
Dar cred că o să îmbolnăvească domnul Cristi. Ce ce e, da, oare se întoarce pat așa? Nu știu. O să întoarce care a la marfă, nu. Are ea pe bune și mânze bune și tot. Așa, domnul Dorin, ce ați vrut să ziceți? Ne am scuzați vrut să zic că noi aici pe munță ăștia mai ținem și noi câte un căluț, mai avem și noi câte o... Cum îi zice? Câte un gheazeu de ăsta, cum îi zic unii prietini care zic că să nasc aie pe gheazeuri. Vreau să-i urez la mulți ani la domnul Stelică de la Jichiș. Așa? Ne cunoștim așa numai din vorbe și din ăsta ni, dar... Și noi pe munță ăștia nu-s numai gheazeuri, că-s grajduri după fiecare cum au lucrat și cum are și cum i-a ajutat Dumnezeu. Acum nu chiar apărat că vreau să-i zic că o zis el chestia asta, că poate i-o scăpa. No, dar mulți cai au plecat din pe munță ăștia în jos, care-s acum la ora actuală, care știu eu, numai care știu eu. Și foarte frumoși. Și foarte frumoși și care au scos și au cai frumoși. Domnul Dorin, este de apreciat că... În călătoriile mele mă duc pe la mici fermieri. Pe la, pot să zic și la câte un... No. Și îți face plăcere să vezi. Cai îngrijit. Și eu i-aș dori un gheazeu de ăsta care-i dori. Aici poți să bagi. Aici poți băga autocare, poți băga. Omul în viață? Păi eu am avut fânul cât l-am de pe vreo... Păi ne face ordine, mă, omule, ăsta are sală de nunță aici, ești nebun. Face să... Fii atent, pe bune, deci când tu Dorel știi, cum e cu junii. Făcea conac aici. Noi, așa. Eu am umblat de 6 ori juni și când am umblat în 2 ani după alta, am făcut conacul exact într-o șură. Nu fost atâta de mare, dar exact într-o șură, de asta. Păi și eu când eram coptiv, vineam la conac să făceam șură aici. Domnul Dorin. Da. Ați văzut junii mărișelului anul ăsta? Da. Cum vi s-a părut filmarea? Super, mea? Super. Frumoasă. Super, super. Mai bună alegere am avut să fac, să mă duc într-alt loc decât aici. Ofu, extraordinar că ai venit aici, că ai văzut prima dată și prima dată să poartă tradiție. Așa? Tradiția, câmpul, oamenii, feciorii. Așa. Eu clopot un pic mare pentru cai. Domnul Dorin. Cu că e mare că eu pentru vaci. La... Domnul Dorin. Da. Clopot de vaci. Dar nici că ieri în România nu a nins. Găsești zăpadă. Nu a nins, da. De Crăciun. Da. Bine zic, domnul Traian. Da, aici a fost zăpadă de aici Crăciun. Da. No, deci am venit aici la dumneavoastră la colindat. Da. Aici a fost zăpadă la Crăciun. Nu, domnul Cristi, ce să mai zic? Îmi plac clopotile, au bolă cu ele. Da. Dar domnul Dorel, un rucsac nu ți-ai adus? Un ce? Un rucsăcel. De ce? Păi să le pui un rucsăcel. Până umple duma? Sunt acolo. Sunteți categoriile, și mari și mici. Domnul Cristi Poso. Da, domnul Dorin, vă mulțumim tare, tare frumos. Să fii sănătos, domnul Cristi, să fii întâi sănătos. Așa, așa. Să ne dea Dumnezeu putere de muncă, să putem întreține. Așa, așa, eu vă doresc... sănătate, să puteți să țineți căluții, să puteți să țineți câte o văcuță la munte. Și cei ce sunt plecați în străinătate, dacă au câte o mică proprietate, să se reîntoarcă. Că dorul de casă și de țară nu se compară cu absolut nimic. Așa. N-am vă plecat niciodată dincolo și nici nu mă bate gândul să mă duc vreodată. Eu aici pe munță ăștia noștri... Dacă putem să mergem, să mergem numai într-un concediu, să venim înapoi repede. Mă, nici în concediu nu-mi place să mă duc. Nu? Nu. Bine, ce? Păi bine, mă duc ea cinii la noi, vorbesc limba noastră, mă înțeleg cu oamenii, e mai ieftin. Lăsați banii aici? Dar cum? Are pârte de schia, mă, aici. Da, exact. Așa, așa. Pârte mărșel. Du-te cu schepte. Dar nimic dacă o scapă. Am nici eu nu stau așa de slat, de la șură încolo, acolo este un gard și acolo îi scoate, îi joacă de cald, le dă drum la testrii acolo un gard. A pe ori stare acolo și joacă orice de el. A pe stăi din coaș pe gard, zuma pe gard și se uită. Și de cu joacă. Așa, așa. Domn Traian, aici v-ați trăit copilăria așa pe dealurile astea, așa? Da, da, exact aici. Că părinții mei au fost acolo mai jos, spre uzină. Partea era alta, acolo unde e uzina electrică, mai jos. Dar cum vedeți dumneavoastră satul de munte? Cum vedeți dumneavoastră Mărișelul? Cum,
satul de munte. Satul de munte, acum avem o mare noroc cu șoseaua asta, că s-a făcut șoseaua, s-a tomit turmul. Dar anul trecut o fără drumul. Anul trecut o fără, da, noi ăsta s-a reparat drumul, s-a asfaltat, e drumul foarte bine. Numai cu locurile din muncă, pe bani cu tineretul ăsta, că n-au nici să muncească. Sunt puțini care lucrează aici în zona asta la uzine, sunt foarte puțini. Și aici au ieșit în piață și acum aia șefea ăștia din mare, care este tot redus din personal, tot redus. Până lucra în tur aici la uzine, lucra 10-12, acum 4-5. Tot. Am înțeles, altă întrebare vreau să vă pun. Cum e în momentul ăsta? Cum e cu creșterea animalelor la munte, la Mărișel? Creșterea animalelor e cam greu pentru urși. Aici e problema cu urși, vara. Vin, coboră? Da. Problema cu urși. Și v-au prins? Vacii încă se mai tăie din pădure și astea, dar în jos, dacă se bagă pe acolo în jos, nici nu se duc vitele departe, că sunt unii ursuri și nu se bagă. Simt ele, așa-i? Da. Omorâi multe animale aici urși. Da, lupii da. Nu sunt lupi, de multe era și lupi aici. Trebuie să avem și urși, trebuie să avem și lupi, eu așa cred. Și trebuie să fie și pădure, cât de multă. Da, dacă pădurile acum... Le-au decimat? Cu democrațiile astea le-au terminat din pădure, le-au terminat. Ăștia nu au semnat acolo odată tot felul de... E dezastru ce se întâmplă cu ele. Am înțeles. Că ți-ai făcut o casă, ți-ai făcut, că ți-o trimit, că ai fost în zona și ți-ai făcut, da. Dar ți-ai făcut una, că o dus ăștia străini, ăștia au dus. Am înțeles. Vin cu tirurile, le încarcă de acolo și pleacă dincolo, chiar tot. Tineretul de aici, din pămunță, ăștia cu pădure au trăit. Prânuța face uzine și drumurile astea cu pădure au trăit. Din pădure. Și n-au trăit rău, așa-i? Nu trăit rău. Mai greu, mai ăștia, dar au trăit. Dar să mai făcea câte o plantare, să mai făcea câte o treabă, nu? Da. Acum nu e. Nu mai există așa ceva. Greu cu trăitul. Sunt puțini care lucrează și n-au locuri de muncă. Tineretul acum... Eu vă mulțumesc, domnul Dorin. Tineretul acum pleacă la oraș, mai bătrânii au rămas. Aici avem o câteva căsii în zona aia, acolo, tot au plecat, îți spun plus, acolo, numai vara vin. Numai vara vin acolo, ăsta are creare și atât.